Și acum o felicitare din partea mea. Practic, ieri, nu, pe data de 6, pardon, am primit o notificare de la cei de la YouTube că am trecut de pragul de 500 de urmăritori. Nu este nici mult, dar nici puțin. Celor care v-ați abonat și rămâneți, vă mulțumesc. Celor care v-ați dezabonat, nu vă mulțumesc, dar nici nu vă spun că vă urăsc. Ca și persoane, numărul de persoane, să spunem așa, 500, 500 și ceva, e fix cât să umpli un avion, un jumbo jet. Nu sunt foarte mulți, dar nici foarte puțini. Cât despre vârsta și toate cele, pot să vă spun că din statistici avem și de la 14-18 ani în sus până la 45 de ani. Celor care mă urmăresc și mă vor urmări în continuare, vă mulțumesc. Din punctul meu de vedere, acest videolog, vlog, cum vreți să-i spuneți, voi încerca să-l îmbunătățesc așa cum pot, când pot, cât despre ceea ce ați văzut, sau hai să-i spunem, ați mâncat până acum, cu glumițe, experiențe de viață, filmări și toate cele vor continua să fie, adică vor fi. Încerc în continuare să mai prezint și cât un muzeu, în afară de o filmare cu mașina prin țară, prin oraș, prin diferite locuri, atât cât ne lasă starea de coronavirus cu mască pe na, așa este viața noastră, să încerc să găsesc alte locații mai interesante, frumoase, de vizitat, de văzut și toate cele. Nu e nici foarte ușor, dar nici foarte greu. Din punct de vedere financiar, pentru anumite persoane este o plăcere, pentru anumite persoane este un colos financiar. Cu cât am decis să investesc treptat în, hai să spunem, în tehnologia lui de filmare și toate cele, pentru că anumite persoane îl urmăresc pe tablete, telefoane, televizoare, toate conectate prin conexiune de date mobile. Ceea ce ar însemna că, chiar dacă aș pune o filmare, să spunem 4K sau probabil, eu știu, un 8K, și la redare va consuma foarte mult datele mobile și va umfla factura la abonament pentru internet și pentru cartela pe care o aveți, în funcție după caz. Cât cei care au internet fix, pot să vă spun că ar fi fost ok, dar mai sunt și persoane din afara, hai să spunem, localității noastre de Baști, așa, care ne urmăresc. Eu îi felicit. Sunt persoane care sunt în afara țării, sunt persoane care sunt în țară, sunt persoane care sunt din județ, sunt persoane care sunt din jurul județului, sunt persoane care sunt din orașul nostru,
din orașele, din județul nostru, sunt persoane care stau la sat și la comune, care nu își permit să-și achite o factură mărișoară. Așa că am decis ca treptat să investesc și în tehnologie, și în filmări, și în toate cele. Încă o dată vă mulțumesc că mă urmăriți. Celor care v-ați dezabonat, vă spun că chiar îmi pare rău că v-ați dezabonat. Și chiar vă felicit că mă urmăriți. Vă mulțumesc!